Astea sunt lozincile Varvarei Zingan? Da. De ce sunt la dumneavoastră? Nu știu, poliția mi-a dat. Nu e omofobică. De cine? Nu știu. E vreun dosar penal pe cauza asta? Nu, nu, e contravenție. Și ce se ocupă procuratura de contravenții? Scuzați, nu mă scuzați, dumneavoastră, de la Domnul ăsta se ocupă de mine. Dumneavoastră vă ocupați de lozincile Varvarei Zingan? De ce, de ce? Nu, sunt curios. Te urmăresc cazul ei de vreo 5 ani și vreau să știu de ce a ajuns lozincele femeie la procuratură. Nu. La cine? Nu, mine le-a depozitat. Ce? Și au grept să depozitez niște lozinci, corpuri de delicte la dosar, dumneavoastră nu știți ce cu el? Să le fac măcar o poză. Nu știți cine se ocupă de cazul ăsta. Mm. Asta mă interesează. Dar cine e șef aici? Tatăl cu nu, domnul Popa. Opa! Ce trebuie, băieți? Bună ziua, spate! În birou la un procuror în capăt, acolo, nu știu cum o cheamă, Motângă, scrie pe ușă, am văzut lozincile Varvarei Zingan. Și niciun procuror, îți doi băieți acolo, nu știu cine se ocupă de dosarul ăsta, de ce lozincile unui manifestant sunt birou de procuror. Puteți să ne explicați dumneavoastră, vă rog? Da, Oleg Brevă, nu e jurnalist. Nu trebuie să o prezentați prin clasă. Ei, credeam că mă cunoașteți. Da. Deci, știți dumneavoastră ceva despre lozincile Varvarei Zingan? Asta vin ca calitate de jurnalist, vreau explicați. În calitate de cetățean curios, care are dreptul să intre în birou unui procuror, funcționar public și să-l întrebe. În coridor este... Deci este ce în coridor? Este graficul de audiență, înscrieți la audiență și puteți în audiență. Deci nu vreți să-mi spuneți acum? Eu v-am explicat. De aveți nevoie de informații, depuneți cereri, solicitați informații și vă veți fi... Numai așa comunică procuratura cu cetățenii contribuabili, da? De și justițiabili. Încetați, fumați... Asta e dreptul meu fundamental. Ne sunteți la serviciu, nu acasă. Nu vreți să-mi spuneți de ce stau lozincele femei în birou de procuror? Bine, m-au auzit bine. M-au auzit. Foarte bine. Eu deci numai în zi de audiență, peste o lună, o să-mi răspundeți sau înscris peste sau o lună, da? În audiență sau depuneți cererile, solicitați informații conform la acces la informații. Și ne-a așa crezi, ca să asigur accesul la informații presie, da? Trebuie să aștept o lună ca dumneavoastră să-mi spuneți de ce stau lozincele femei în birou unui subalternă dumneavoastră. Asta vi se pare corect și legal și civilizat și democratic. Portați obraznic. Da, obraznic. Portați tunul, sunteți cu șapca în cap, da. Ați spus-o, scos-o. Șapca în mână, nu exagerat. Sunteți scos-o din cap, ați spus-o. Sunteți un mincinos. Am scos-o pentru că am intrat în fața dumneavoastră și am scos-o. La revedere, sunteți un nesimțit. Auzi, spune, sunt să fie din birou. Nu mai vedeți că atât de poliția tine. Da? Și ce ai să-mi faci cu poliția? Deci, ce ai să-mi faci cu poliția? Ești periculos, văd că. Procuror, schiar. Sălbătășiune.